unor numeri legate de ședința de astăzi. Număr de consilieri locali stabiliți prin ordine al prefectului, 17. Număr de consilieri locali aleși la data de 27 septembrie 2020, 17. Număr de consilieri locali aleși prezenți la ceremonie, 17. Facem mențiunea că doi dintre consilierii validați vor fi prezenți în conformitate cu ordonanța de urgență numărul 190/2020 prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv online. Constat că sunt îndeplinite condițiile de cuvorum necesar în conformitate cu articolul 116 alineat 1 din codul administrativ, astfel încât ședința poate procede. Scopul ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Local al localității Ofidiu, urmarea alegerii autorităților publice locale din 27 septembrie 2020. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Ofidiu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Judecătoria Constanța, în dosarul civil 23079/2012-2020, a validat în funcția de primar al orașului Ofidiu pe domnul Scupra George. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Ovidiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pentru această ședință solemnă. Sunt emoționat și bucuros în același timp pentru faptul că, iată, astăzi depun jurământul pentru al treilea mandat. Înseamnă că locuitorii au avut încredere în noi și în ceea ce ne propunem să realizăm pentru localitate. Vă felicit pe toți în egală măsură. Ne revedem în cel mai scurt timp într-o ședință ordinară, unde vom lua deciziile necesare și utile comunității. Succes tuturor în această activitate. Mulțumesc, doamnă ședinte. În acest context, au fost validate astăzi 17 consilieri locali ai orașului Ovidiu. Vă urez succes în activitate, cu această ocazie. Și domnul primar al orașului Ovidiu, succes domnul primar, de toți cei 4 ani, în toată activitatea pe care o desfășurați alături de noi. În termen de 3 zile va fi emis ordin de prefect prin care va fi constatată legalitatea acestei ședințe de constituire a Consiliului Local. Cu emoții și cu gânduri bune, sigur că ne propunem în continuare proiecte frumoase pentru comunitate. E adevărat că în acest context pandemic ar trebui să ne resetăm poziția și gândurile și proiectele, așa cum până la urmă orice om simplu acasă își regândește strategia, bugetul familiei, așa cum este afectat bugetul familiei, cel mai probabil și sigur așa este afectat și bugetul național și bugetul localităților. Sigur că prioritățile le-am discutat încă din timpul campaniei electorale cu locuitorii orașului Ovidiu. Știm foarte bine care sunt nevoile noastre, nevoile comunității. Ne vom reseta și ne vom regândi poziția în această iarnă, dar sunt sigur că comunitatea noastră va progresa. În două, trei cuvinte, pentru primul mandat aș spune eu că a fost mandatul în care ne reîntregim teritorial și gândim proiecte pe malul lacului. Pe scurt, întoarcem orașul Ovidiu cu fața spre lac. Iar pentru cel de-al doilea mandat a fost în acel context al bimilenarei ovidiene, 2000 de ani de la moartea poetului
Ovidiu, am reușit să realizăm proiecte culturale, dar pe scurt am reușit să dăm o identitate localității noastre. Am spus-o, cred că de la cel mai mic până la cei mai în vârstă, astăzi în orașul Ovidiu știu foarte clar de ce suntem ovidieni, de ce ne purtăm peste veacuri numele poetului Ovidiu. Pentru cel de-al treilea mandat, o concluzie vom trage după cei 3-4 ani de zile. Astăzi suntem focusați, foarte, foarte atenți și am luat și mai luăm măsuri concrete pentru reducerea pandemiei, pentru că, trebuie să spunem, chiar astăzi depășim cifra de 3 la 1000, așa că în cel mai scurt timp vom lua decizii suplimentare pentru a reduce rata de îmbolnăviri în orașul nostru.